Răsturnare de situație în cazul echipei de rugby a Timișoarei. RCM Universitatea va face deplasarea la Baia Mare pentru semifinala Superligii. Asta deși anunțase inițial că boicotează competiția din cauza suspendării jucătorului Cătălin Fercu. La asistențele autorităților locale, am decis ca să facem deplasarea la Baia Mare, să jucăm semifinala. Chiar și băieții, mai exact sportivii noștri, își doreau să joace, pentru că au muncit un an de zile și acesta este rodul, practic, rodul muncilor. Timișorenii pleacă vineri spre Baia Mare cu lotul incomplet. Pe lângă Fercu, antrenorul Cosmin Cioriciu nu se va putea baza nici pe un alt rugbist de echipă națională. Mădălin Lemnaru e în continuare accidentat. Chiar și așa, bănățenii se bazează pe forța individuală a celorlalți jucători. Eu le-am explicat luând în parte fiecare jucător de la Baia Mare și ai noștri. Noi avem un lot mult mai bine valoros și sperăm ca să se decidă jucătorii care vor face diferența între ai noștri și ai lor. Semifinala campionatului național dintre CSM Baia Mare și RCM Universitatea Timișoara are loc duminică de la ora 14. Bănățenii vor fi încurajați în Maramureș de 200 de fani.